Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la subiectul zilei la TV Buzău. Doamnelor și domnilor, se anunță o nouă săptămână a protestelor. Știm cu toții, 1 februarie, dascălii au ieșit în stradă, personalul nedidactic, personalul auxiliar, de ani buni de zile, tot auzim de revolta dascălilor, personal nedidactic și auxiliar. Oamenii buni la toate, oameni care se plâng de ceva timp, de faptul că avem condiții inumane de muncă, avem o salarizare care lasă de dorit, nu avem sporuri. Mâine, poi mâine ne trezim că vom ieși la pensie, însă nu știm cu ce pensie vom ieși. Acestea sunt afirmațiile doamnelor îngrijitoare, doamnelor bucătărese, paznicilor, personalului nedidactic din instituțiile de învățământ din întreaga țară. Pentru că la momentul ăsta, cu siguranță, suntem urmăriți de astfel de persoane, urmărite de astfel de persoane din întreaga țară și din alte județe, pentru că nemulțumirii sunt peste tot. Domnilor și domnilor, pentru a afla cum au funcționat lucrurile săptămâna trecută, nu că s-ar fi întâmplat mare lucru la București atunci când a avut loc pichetare în fața guvernului. Chiar ne povestea scurt domnul profesor Dobre despre faptul că, da, s-a aflat delegația de la Buzău la București, am discutat cu câțiva reprezentanți ai premierului, însă la momentul ăsta nu avem un răspuns cert, un răspuns clar. Dascălii, cealaltă variantă, și noi așteptăm restanțele noastre bănești și chiar discutam înaintea acestei emisiuni cu profesori care mai au de așteptat, probabil luni de zile, ani de zile. Vorbim despre sume care li se vor cuveni, probabil, eșalonat, așa cum se procedează de obicei. Doamnelor și domnilor, vedem în întreaga țară nemulțumiri, oamenilor le-a ajuns cuțitul la os, vedem în stradă, în cursul acestor zile, personalul din sănătate. Vedem sindicatul Sanitas protestând în capitală, vedem polițiști protestând, peste tot, nemulțumiri în lanț. De aceea, în această seară, mi-am propus să stau de vorbă cu oamenii buni la toate, așa cum le spun eu, cu îngrijitorii. De aceea, în această seară, o am alături de mine pe doamna îngrijitor Didina Ilie, de la grădinița cu program prelungit numărul 8 din Buzău. Bună seara, doamna Ilie, mulțumesc pentru prezența la noi în studio. Bună seara, mulțumesc și eu. Și tot în această seară ni s-a alăturat și doamna profesor de la școala din Săpoca. Este vorba despre doamna Daniela Pruteanu. Doamna profesor Daniela Pruteanu este și reprezentant în biroul executiv al Sindicatului din Învățământul Preuniversitar, filiala Buzău. Am invitat-o pe doamna profesor pentru a vedea și a afla care sunt nemulțumirile oamenilor de la catedră, dascălilor, profesorilor noștri. Pentru că în ultima perioadă și dascălii sunt de acord cu ceea ce se întâmplă în rândul personalului nedidactic. Când spun că sunt de acord cu ceea ce se întâmplă, revolta personalului nedidactic. La asta ne referim, doamnelor și domnilor. Oamenii nu mai au din ce să supraviețuiască, ne ducem după o lună de zile acasă doar cu 1300 sau 1500 de lei. Doamna Ilie, vreau să încep cu dumneavoastră. Încet, încet vă apropiați de vârsta pensionării. Chiar dumneavoastră ne spuneați și ne declarați faptul că, da, văd proteste peste proteste, văd că reprezentanții sindicatelor din întreaga țară merg, fie la guvern, pichetează, fie prefecturile din teritoriu, fie stau de vorbă cu parlamentarii fiecărui județ în parte, însă nu vedem rezultate favorabile nouă. Doamna Ilie, după o viață de muncă, o muncă frumoasă, aș spune eu, cu copiii noștri, mai aveți puțin și chiar îmi spuneați, poate că voi apuca pensia, însă mă voi descurca oare din pensia pe care o avea? Doamna Ilie, despre ce pensie vorbeați dumneavoastră, la ce pensie vă așteptați și care sunt nemulțumirile colegelor și colegilor dumneavoastră? În situația în care ne aflăm, cred că vom ieși cu o pensie socială,
pentru că noi avem salariu minim pe economie și o indemnizație de hrană din partea de la primărie. Dacă primăria ne ia această indemnizație, noi rămânem cu salariu minim pe economie. De cât timp aveți indemnizația de la primărie și cât înseamnă această indemnizație? 347 de ceva ani înainte, nu știu să vă spun exact, pentru că sunt mai nouă în grădiniță, adică nouă de 4-5 ani. Unde ați lucrat înainte, doamna Ilie? La liceul numărul 5. Era mai bine la liceul numărul 5 erau sau la grădinița cu program prelungit, dacă ar fi să faceți o paralelă? Aici aveți doar câțiva ani de zile de muncă. Da, acolo erau copiii mari, să spunem că erau mai înțelegători, aici sunt copii mici, cu răspundere foarte mare, trebuie să-i dăm așa cum i-am primit. Îi însoțim baie, masă, clasă, sunt și gălăgioși și trebuie mare, mare răspundere. Ați pichetat prefectura județului Buzău, ați fost primit de către domnul subprefect la momentul respectiv. Au fost reprezentanții sindicatului săptămâna trecută la București, la guvernanți. Au fost reprezentanții sindicatului cu luni în urmă în ședințe peste ședințe cu senatorii și deputații din teritoriu. La câte astfel de întâlniri ați participat dumneavoastră alături de colegii dumneavoastră, îngrijitori, paznici, nu știu, oamenii buni la toate, cum le spun eu, da. Și ce vi s-a promis, ce vi s-a spus la întâlnirile pe care le-ați avut? Ne s-a promis la toate întâlnirile, am fost doar cea din urmă, acum a fost altă colegă, dar s-a promis, dar nimic nu s-a făcut. Adică noi n-am primit nimic, nici sporul acela, noi aveam un spor de 10%, 10% pentru substanțe, pentru zgomot, gălăgie, pentru că sunt gălăgioși. Nu se mai dă de ani buni. Ce însemna sporul ăla pentru personalul nedidactic? Însemna foarte puțin, dar însemna ceva. Cât însumat? Deci la salariu minim pe economie un 10%, vă dați seama că nu era prea mare, dar s-a adunat și nouă ne folosea chiar. Cum drămuiți salariul ăsta lunar de care îmi spuneați dumneavoastră minimul pe economie sau... Aveți colege care merg cu mai puțin de atât acasă. Da, merg cu mai puțin bani, pentru că eu mă încadrez spre bucuria mea așa, pentru că nu mai am copii la școală, dar sunt colege care au copii la școală, care au rate, diverse părinți în îngrijire. Poate nu mă număr așa la momentul respectiv, dar este foarte greu. Fac naveta la Mărăcineni. Ne s-a promis de, cred că, mai bine de un an de zile că ne dă și nouă de cont pentru navetă. Nimic. Cât plătiți naveta lunar, doamna 900. Ilie? Deci 9 milioane. Da. În 90. Adică 1 milion. Deci 1 milion naveta. Așa, și cu ăla s-ar aduna, pentru că trebuie mai multe, să necesită mai mult și naveta, și îmbrăcăminte, și încălțăminte, și... Dar supraviețuim. Așa. Doamna profesor și doamna Ilie, unele școli decontează naveta personalul nedidactic. Chiar săptămâna trecută am avut doamne director care spuneau noi am reușit să decontăm naveta oamenilor care vin zilnic către școala noastră și chiar avem nevoie de ei, da? Ce facem la școala de la Săpoca? Care este situația? Pentru că dumneavoastră și în trecut, alături de noi în studio la TV Buzău, ne povesteați așa din toate, cam care sunt nevoile oamenilor de acolo, cum se mai descurcă oamenii. Bun, vorbim de școala de la Săpoca, însă nevoile sunt aceleași, doamna profesor, exact. Ca peste tot. Exact, asta voiam să spun. În ce ne privește, la noi personalul nedidactic este domiciliat în comuna în care se găsesc școlile și deci chiar dacă s-ar deconta, ei nu ar beneficia pentru că așa prevede legea, doar pentru cei care se află în afara unității administrativ-teritoriale. Dar dincolo de acest aspect, că ăsta este doar unul dintre aspectele care îi nemulțumesc pe bune dreptate pe colegii noștri din nedidactic, este vorba, așa cum spunea și doamna Ilie, despre nerespectarea legii, despre nerespectarea contractului colectiv de muncă. Este vorba despre un salariu foarte mic, care n-a mai fost majorat de câțiva ani. Dacă ne referim acum chiar și la salariile celor din didactic,
toate acele valori care au fost cuprinse în legea 153 au fost, să zic așa, estimate sau prevăzute ca și valoare în 2017. Ori din 2017 până acum, inflația a luat-o în sus și nu mai putem să spunem că acele majorări care și acele au fost amânate, chiar dacă erau legal afiluate, au fost amânate, au fost blocate. Multe dintre colegele dumneavoastră, doamnele îngrijitoare, chiar spuneau, toate s-au scumpit. Exact asta voiam să spun. Iar noi nu am pot rămas dau cu salarii seama. De ani buni de zile aceleași, înghețate. Înghețate, da, și aici voiam să ajung. Nu știu cum să descurc că... acești colegi ai noștri, pentru că sumele sunt foarte mici. Valoarea unui coș de cumpărături a crescut de câteva ori și este strigător la cer. Stăteam și mă gândeam acum la ce facem noi la clasă. Că învățăm pe copii cât de valoroasă este munca, orice meserie are valoarea ei și mă gândeam că până la urma urmei nu este neapărat o strigare a dreptății pentru o sumă, o valoare materială. Este vorba despre o strigare a dreptății pentru o recăpătare a mândriei. Pentru că la urma urmei despre asta este vorba. Fiecare meserie este valoroasă. Nicio unitate școlară, nicio unitate de învățământ nu își poate desfășura activitatea fără acești colegi ai noștri. Profesor, exact, știți? Exact, unii de alții exact, exact. Acolo unde muncim. Și atunci este vorba despre a le reda oamenilor mândria. Oamenii de la personalul nedidactic, persoanele pe care le-am avut invitate, cu care am stat de vorbă prin telefon, aduceau în prim plan condițiile de muncă. Doamna Ilie, ce înseamnă pentru dumneavoastră, ce ar însemna pentru dumneavoastră și colegii dumneavoastră condiții optime de muncă? În privința aceasta a condițiilor, deci noi, spre exemplu, dimineața preluăm copiii. Noi avem program de la 6 până la 2, schimbul 1, iar schimbul 2 de la 10 la 6, pentru că ultimul copil, în cea mai mare parte, la 5... trebuie să plece din grădiniță, ca noi să avem timp să aranjăm clasele și să facem curățenia respectivă. Deci de la 6 dimineață, 6 și jumătate, pot să spun 7 fără 20, este primul copil. E, noi avem grijă cel puțin o singură îngrijitoare de două clase de copii, grupă mică, grupă mijlocie, spre exemplu referitor la mine. Până când vin la program, doamnele educatoare, noi avem răspundere să-i găsească acolo. Trebuie să-i supraveghem pentru că într-o fracțiune de secundă se joacă cu o anumită jucărie, poate să lovească, poate să întâmple orice. Deci... Cum faceți față problemelor atunci când se îmbolnăvește una dintre colege? Pentru că nici prea multe îngrijitoare nu știu să aibă grupurile... Ne ajutăm, adică facem sectorul noi toate câte mai rămânem și la celelalte colege, pentru că nu avem... S-a primiți bani să... în plus? Sau? Nu, pentru că nu există grile de salarizare nu, în privința asta, dar noi ajutăm ca să meargă bine, să dăm copiii respectiv, să facem curățenie la clasa respectivă, deci le acoperim oricum ar fi, noi trebuie să acoperim această suprafață. Doamna profesor, noi trebuie să acoperim oricum această... Da, și stăteam și mă gândeam un om la două grupe de copii și mă gândesc acum la grupă mică, vârsta de 3 ani. Grupă mică, 18. Să spunem că 14 sunt prezenți. Zilnic. La grupa mijlocie, la fel. Deci noi îi supraveghem. Deci noi... Mai aveți răbdarea necesară, doamna Ilie? Pentru că este aveți totuși răbdare o vârstă. Mulți înainte să fiți sănătoasă, să primiți pensia și să vă bucurați Doamne de acum înainte mulți ani de ea. Și sper să fie... o pensie din care să vă puteți descurca, pentru că la bătrânețe avem nevoie de multe, da? Da. Avem nevoie de medicamente, avem nevoie de da. Alimente și da. Mai avem și utilitățile. Da, sincer, ne lasă, că ne lasă și puterile, ne lasă nervii, dar ne dă răbdarea necesară pentru că ei sunt și drăgălași, ne ascultă, că sunt și cazuri când și noi greșim. Când v-a fost mai greu, doamna Ilie, la început, de-a lungul anilor? La început mi-a fost mai greu, pentru că nu știam exact ce înseamnă. Pe parcurs, de când sunt acolo, am învățat multe lucruri, pentru că una e să fie mari și să le spui acolo să stea, una e să fie mici. Când v-a fost mai greu cu banii, doamna Ilie, ca să vă întreb altfel? Da, greu mi-a fost la început. Acum să zic că s-a mai
s-a mai îmbunat puțin, adică a mai crescut acolo cu 300, cu 500, cu nu știu câte știți la salariu. Știți că mulți dintre colegii dumneavoastră se întreabă oare pe 14 ce salariu om primi, cât om primi da, salariu? Da, se întreabă și la ne ce, întrebăm și ce noi. Ce așteptări au colegii și ce așteptări aveți de la 14 ăsta, februarie? Sincer să fiu, nu știu, ne întrebăm zilnic, hai să vină data de 14 să vedem cât luăm. Nu știu exact, dar mai mult de 70 de lei, poate nu știu. Poate ne dă răspuns doamna profesor, pentru că este și membru în biroul executiv al sindicatului din învățământ Buzău. Da, doamna profesor, vă văd râzând, e râsul plânsul pentru exact, unii dintre noi. Exact, îmi cereți, da, cereți o explicație. Se așteaptă ca data de 14 februarie să vină cu surprize. Da, niște bani în plus la salariu. Așa este și de câte ori mă întâlnesc cu colegii nedidactic, cam asta este întrebarea. Ne mai dă și nouă ceva la salariu. Și uitându-mă pe toate acele drepturi pe care colegii noștri din nedidactic ar trebui să le primească, le înțeleg îngrijorarea, pentru că sunt sume, așa cum spunea și doamna, poate că 100 în sine nu reprezintă o valoare mare, dar 100 de aici, 200 de colo, 100 înseamnă naveta exact, la locul exact. De muncă și da. se adună. Eu nu pot să vă răspund la această întrebare, dacă 14 februarie, că vorbim de haideți, o dată recentă. Haideți să vedem promisiunile pe care vi le-au făcut săptămâna trecută de la București. Da, promisiunile. Au fost niște discuții care s-au încheiat cu niște concluzii ce țin mai degrabă de mărirea bugetului pentru învățământ, astfel încât să poată fi suportate aceste... Păi dacă bugetul e 2% din PIB, mărirea cui? Nu știu. Ideea este că este clar că noi ca și sindicat trebuie să mergem iarăși înspre liderii de partide, să facem lobby, ca să zic așa, să purtăm noi revendicările domnilor din nedidactic și să încercăm să facem doamna așa pentru că bugetul să mărească. De ce până acum nu s-a rezolvat absolut nimic? Pentru că vorbim de legea unitară a salarizării, da? Ceea ce vorbeau și polițiștii la noi în studio, ceea ce spun și cei din sănătate la momentul ăsta în cadrul protestelor și pichetărilor care au loc în întreaga țară. De ce până acum nu s-a rezolvat? Avem ani buni de zile de când tot discutăm și tot ne întâlnim în studio pe această temă. Salarizarea cadrului didactic, mai nou salarizarea personalului nedidactic și auxiliar. Și văd că întâlniri există, întâlniri peste întâlniri, te-ai dus ca să ai de unde veni. Da, știți cum este, sindicatul încearcă să facă în așa fel încât să nu ajungem la acele acțiuni de protest care să blocheze activitatea în școli. Credeți că ar rezolva ceva acțiunile de protest care ar îngheța activitatea în școli? Cred că ar rezolva măsura în care am fi solidari și în care am fi hotărâți să nu cedăm până când nu vom avea un răspuns clar, concret, cu un termen clar exprimat și doar așa. L-aș ruga pe colegul din regia de emisie dacă putem stabili legătura telefonică cu domnul Constantin Ionescu de la Vrancea. Este reprezentantul sindicatului din învățământul liber, filiala Vrancea. Să vedem cum stau lucrurile și acolo, după care vom încerca să stabilim legătura telefonică și cu domnul Dobre de la sindicatul din învățământ preuniversitar, filiala Buzău. Să vedem, domnul Dobre, ce noutăți are, pentru că în cursul zilei de astăzi am înțeles că are loc o ședință. Da, vom vedea ce răspunsuri, pentru că probabil ca și noi v-ați săturat doar de promisiuni și cam atât. Nu, doamna profesor? Da, așa este. Spuneți, și doamna, e și cazul domnilor din așa domnilor. Este de multe ori, de câte ori am fost promisiuni, dar noi nu am primit nimic. Ce vă spun colegele dumneavoastră, care au 2, 3, 4 copii, care foarte trăiesc dintr-un greu. Singur salariu? Foarte greu. Am colegă care are copil anul 4 la liceu. Foarte greu. Din când în când îi mai dă și maică sa bani. Din pensia aia mică a dumneei. Adică sunt împrumuturi, rate și tot așa se descurcă de la lună la lună. Așteptăm o lege a educației, ne spune o doamnă, să ni se dea și nouă încadrare pentru munca depusă, să se scoată vechimea din salariu și norma de hrană, să o dea pe card, să beneficiem de plată cu ora și de sporul neuropsihic. Sunt foarte multe de spus, însă ne-am săturat de promisiuni, spun colegele dumneavoastră. Iată, norma de hrană, sporul neuropsihic... Da, noi am cerut și rândul trecut când am pichetat să ne scoată cumva indemnizația de hrană
că am înțeles din cauza acestei sume se ridică salariul și ajunge la, eu știu, o sumă mai mare și din motivul ăsta minimul pe economie la noi nu crește. Deci noi cu indemnizația de hrană ajungem la 2000. Se pare că am stabilit, doamna Ilie și doamna profesor, legătura telefonică cu Vrancea, cu domnul profesor Constantin Ionescu, reprezentantul cadrelor didactice, personalului nedidactic și auxiliar din Vrancea. Bună seara, domnule Ionescu! Bună seara! Domnule Ionescu, alături de mine se află doamna profesor Pruteanu, de la biroul executiv al Sindicatului din Învățământul Preuniversitar din Buzău, și doamna îngrijitoare Didina Ilie, de la grădinița cu program prelungit numărul 8 din Buzău. Discutăm despre probleme vechi la timpuri noi. Domnule Ionescu, noi ne-am auzit și în trecut, în cadrul emisiunilor, chiar și atunci când le modeream la Focșani. Haideți să vedem cum funcționează lucrurile la Vrancea. Ce vă spun dascălii? Ce nemulțumiri vin din rândul personalului nedidactic și auxiliar? Pentru că pe 1 februarie atât Vrancea cât și Buzăul s-au aflat la București, da? Astăzi vedem sindicatul din sănătate pichetează tot la guvern, tot în București, tot la capitală. Oamenilor le-a ajuns cuțitul la os, domnule Ionescu. Care este starea de spirit a oamenilor de la Vrancea? Pentru că vorbim de dascăli care își așteaptă restanțele bănești de ani buni de zile și mai nou de personalul nedidactic și auxiliar, cei care de-a lungul anilor au fost dați la o parte. Și mai nou vorbim și de retragerea unor sporuri de care beneficiau cu ani în urmă, dar la momentul ăsta mulți dintre ei nu mai beneficiază nici de decontarea navetei. Sigur, într-adevăr, starea de nemulțumire a personalului din învățământul vrâncean este la cote destul de ridicate, identica și în județul Buzău. Într-adevăr, în ultima perioadă am tot insistat prin aceste mișcări, ba pichetări la nivelul prefecturii Vrancea, acum pichetarea la nivelul guvernului. De asemenea, cum să vă spun, miercuri am avut o surpriză destul de plăcută la București. Am mers cu un autocar de doar 50 de persoane, în ciuda faptului că marți, o zi înainte, am primit foarte multe solicitări din partea colegilor. Oamenii dornici să meargă la protest, da? La București. Sigur că da. Sigur că da. Adică, dacă ar fi fost după dorința oamenilor, a colegilor din întreg județul, cred că aș fi născut 5 autocare. Am fost pus în situația în care să renunț la unii colegi din zona din delegație, din delegație, să pot cuprinde colegi din afara județului care doreau să meargă și să strige, să strige nemulțumirile. Ce vi s-a spus de la București, domnule Ionescu, și cum au primit vestea cei din Vrancea? Ceea ce mi s-a spus nu e un răspuns pe care am fi dorit să-l primim, adică ceva clar. Domnule, începând cu data de 1 februarie, salariile personalului nedidactic, pentru că aceasta era principala nemulțumire, se majorează conform legii 153 din 2017. Nu, am primit aceleași răspunsuri că ne vom întâlni, se va gândi guvernul, vom găsi soluții. Drept urmare, am hotărât ca dacă până la finalul lunii februarie nu se întâmplă nimic, începând cu 1 martie, vom recurge la alte mișcări de protest mult mai ample și ne referim aici la meeting-uri și chiar întreruperea activității. Asta spunea și doamna profesor și doamna îngrijitor, că vom recurge la blocarea activității. Credeți dumneavoastră, domnule Ionescu, că blocarea activității instituțiilor de învățământ îi va face pe cei de la guvernare să se răzgândească cumva asupra legislației, pentru că vorbim de bani foarte puțin la momentul ăsta pentru educație, 2% din PIB. Da, să știți că și majorarea sau aplicarea integrală a legii 153 nu presupune un efort financiar foarte mare. Gândiți-vă că acum, cu 1 ianuarie, majorarea aceasta de 10% reprezintă 200 de lei pentru personalul nedidactic și undeva în medie tot 200 de lei pentru personalul didactic
de predare auxiliar. Domn profesor. Aici. Domn profesor, câți bani ar trebui? Aș putea la auxiliar și la funcție de conducere chiar nu primesc deloc. Domn profesor. Ce sume ar trebui să primească, restante, ar trebui să primească dascălii? Personalul nedidactic ar trebui să primească undeva în jur de 400 de lei, pe maximul din 153, iar personalul didactic deja ajunge cu această majorare de maxim 10% pe maximul grilor din 153. Dar majorile nu sunt foarte mari, adică să nu vă așteptați că dacă se ajunge pe maximul din 153, salariile cresc cu sume enorme. E vorba de 100-200 de lei în plus. Domnule profesor, gândiți-vă că inflația deja are două cifre de mult. Domnule profesor, vedem cât s-au scumpit toate, salariile sunt foarte mici sau la fel. Domnule profesor, însă foarte mulți au așteptări de la 14 februarie. Cu ce ar putea veni 14 februarie în plus la salariu? Prin condițiile în care la ora actuală programul EDUSAL nu este încă funcțional, nu a venit, e posibil că în data de 14 ianuarie să ne primim salariile niciunul dintre noi. Deci există posibilitatea să nu vă primiți nici salariile. Își bate joc de noi un sistem întreg. Domnule Ionescu, ce le transmiteți acum cadrelor didactice din întreaga țară? Pentru că suntem urmăriți acum din toate județele. Că m-ați întrebat în 14 ianuarie. Într-adevăr, va fi o majorare, dar foarte mică. În special pentru personalul nedidactic și didactic auxiliar. Și mă refer aici la categoria secretarii, contabil, personal administratorul de patrimoniu, laborant, pedagog. Foarte mic ce înseamnă, acum, domnul Ionescu? Cam cât vor primi? Doamna îngrijitoare, prezentă la noi. Cât va primi? Personalul nedidactic va primi 10% din salariul de încadrare. Asta înseamnă undeva, dacă au 1700 de lei net, să zicem că e cu aproximație 170 de lei în plus. Domnule Ionescu, ce să vă spun? V-aș aștepta la TV Buzău în emisiune să povestim mai multe. Timpul nu ne permite pentru că am mai avea și alte întrebări pentru dumneavoastră. Însă acum, în încheierea acestei intervenții, ce le transmiteți dascălilor vrânceni, dascălilor din întreaga țară, personalului nedidactic și auxiliar? Pentru că ne urmăresc din toate județele țării la momentul ăsta. În primul rând, aș transmite că trebuie să fim uniți, solidari și să mergem împreună la toate acțiunile de protest care se vor propune în perioada următoare. Acest an, fiind și un an preelectoral, cu siguranță cred că ar trebui să nu ne mai lăsăm duși așa cu vorba pentru rezolvarea situațiilor din sistem. Și aici nu mă refer doar la salarizare, ci știți foarte bine că sunt și celelalte probleme pe care... Peste tot sunt probleme, domnule Ionescu. Domnule profesor, vă mulțumim că a stat de vorbă cu noi în această seară. Când timpul vă permite, vă așteptăm la TV Buzău pentru că avem multe de discutat. Mulțumim încă o dată, domnule profesor. Iată, ne aflăm acum în perioada preelectorală, deci toată lumea mizează pe perioada preelectorală pentru că așa consideră anumiți șefi, anumiți reprezentanți ai sindicatelor. Poate vom rezolva ceva. De ce? Pentru că au nevoie de noi, da? Doamna Ilie, ați văzut ce spunea domnul profesor Ionescu de la Vrancea? Veți primi 170 acum la salariu sau deloc? Sau s-ar putea să nu fie virați banii pe 14 februarie, doamna profesor? Din păcate, da. Se pare că cei de la minister nu au putut intui faptul că li s-au terminat un contract cu cei care furnizează EDUSAL-ul și s-au găsit amana cum să negocieze termenul unui nou contract. Cam târziu și asta înseamnă că noua variantă EDUSAL va fi, din câte am înțeles, trimisă pe 7 februarie. 7 februarie înseamnă probabil după amiaza, 8, 9, 10, deja este vineri, știu că toate sumele care trebuie făcute se trimit cu câteva zile înainte de intrarea salariului în card, deci cele mai mari posibilități sunt ca pe 14 să nu avem nimic. Am primit un mesaj de la doamna Oana Paris. Doamnă, bună seara! De ce despre personalul auxiliar nu se vorbește nimic? De ce nu scot norma de hrană din salariu? Pentru personalul nedidactic auxiliar,
Nu există solidaritate. Ne duc cu vorba de pe o zi pe alta. Vă mulțumim, doamna Oana, pentru mesaj. În continuare așteptăm mesajele dumneavoastră. Îmi cer scuze, nu pot citi toate mesajele de la telespectatori, pentru că trebuie să purtăm această discuție cu cei prezenți alături de noi în studio, însă cu siguranță cei care sunt în măsură și trebuie să vadă, să asculte și să citească mesajele dumneavoastră, cu siguranță o vor face. Noi încercăm pe cât posibil să aducem în fața senatorilor, deputaților, problemele de care vă loviți și faptul că de la o zi la alta nu mai aveți cu ce supraviețui. Cam asta este situația la momentul ăsta. Nu doar în învățământ, în întreaga țară. Doamna are dreptate. Personal didactic auxiliar nu a mai primit majorări, cred că din 2019, pe ideea că au ajuns deja la salariul din grilă, dar cum spuneam, aceste previziuni au fost făcute în 2017, de când inflația, așa cum spunea și domnul Ionescu, are două cifre și este clar că puterea de cumpărare și nivelul de trai a scăzut mult în acest timp. Cum pot fi ajutați acești oameni, doamna profesor? Pentru că vorbim de navetă. Nu e o sumă foarte mare. 1 milion, da? Da. 100 de lei. Unele școli decontează, unele școli nu-și permit. Eu știu că în trecut erau implicați și domnii primari din comunitățile respective, într-un fel sau altul se rezolva problema și cu personalul didactic, dar și cu personalul nedidactic. Ce s-a întâmplat acum? Pentru că dumneavoastră, în calitate de reprezentant al biroului executiv, ați putea să ne dați un răspuns. De ce pentru unii mumă, pentru unii ciumă? Unele școli decontează, unele nu. Sunt convinsă că în unele situații au fost și procese și au fost aplicate hotărâri ale instanței. În alte situații nu pot să mă gândesc decât că sunt anumite interpretări, altele decât reies dintr-un text scris negru pe alb. Primirea de contului de către colegii noștri din nedidactic este menționat în contractul colectiv de muncă, deci temeiul legal este clar și este evident în documente legale. De ce nu se plătește, nu pot să-mi dau seama. Și nu se plătesc multe, nu se plătesc hotărâri de instanțe care sunt specifice pe anumite școli, pe anumite sporuri. Interpretările, cred că sunt, interpretările legii. Avem o telespectatoare pe fir, după care continuăm discuția. Bună seara, ne auziți? Care? Avem un telespectator pe fir, vă ascultăm. Domnul profesor, vă rog frumos, spuneți și mie. Nu era mai bine cum era pe timpul împușcatul când inginerul sau cel care era la catere, unde era, avea un procent din munca la ceilalți care munceau? Acum cine a spus-o? Că tovarășii ăștia parlamentari și-au făcut salarii, că pentru ei se găsesc fonduri, se găsesc de toate, iar pentru prostime nu se găsesc. N-ar fi bine să ieșim toți în stradă și să-i întrebăm ce fac ei? Să rămână. Mulțumim pentru intervenție. O seară bună. Haideți, doamna profesor, să-i răspundem domnului. Nu știu exact, da? La pentru ce toate, se referă. Pentru toate se găsesc bani, pentru prostime. Asta așa este. Pentru ce spunea dumneavoastră de pe vremea comunistă cu procent din... Asta nu aș ști să vorbesc despre asta. Dar cealaltă parte este evidentă, pentru că am fost cu toții martori în ultimul timp la majorări ale salariilor și ale unor drepturi ale parlamentarilor, ale aleșilor locali, iar atunci când vine vorba despre respectarea legilor, adică nu vorbim despre a ne da ceva în plus, doar despre respectarea legilor, nu se găsesc. Asta așa este și solidaritatea este un răspuns la... Mai avem asta. Mesaje de la doamne telespectatori, de la doamna Valeria Moise. Vorbe, vorbe și nimic concret. Am spus mereu, dacă parlamentarii și senatorii aleși de noi nu ne ajută, nu se rezolvă nimic. Nu interesează pe nimeni cât și cum ne descurcăm noi cei din învățământ, mai exact nedidactici. Da? Personalul nedidactic. Mulțumim, doamna Moise, pentru mesaj. Doamna Maricica Bulimej, trebuie schimbată grila de salarizare la personalul nedidactic. Ne merităm soarta, nu suntem uniți. Dacă nu am intra în nicio unitate să ne facem treaba, doar atunci se va vedea că fără personalul nedidactic nu se poate funcționa în condiții de curățenie și siguranță. Noi suntem buni doar pentru semnături și muncă. Îi invităm pe domnii parlamentari și pe doamna ministru să vină să vadă cum se îngrijesc copiii la grădiniță și câtă răbdare trebuie să ai cu fiecare copil în parte.
le oferim salariul nostru pe o lună să vedem cum s-ar descurca. Noi suntem buni doar pentru muncă și semnături, spune doamna Maricica Bulimeș. Mulțumim, doamna Maricica, pentru mesaj. Mulțumim telespectatorilor care ne urmăresc la acest moment. Iată, doamnelor, dezamăgire completă în rândul personalului nedidactic și auxiliar, în rândul colegilor dumneavoastră până la urmă. Le dăm salariul nostru pe o lună parlamentarilor să-i vedem cum se descurcă. Doamna Ilie, oare cum ar împărți parlamentarii acest salariu al dumneavoastră de 1700 pentru utilități, pentru mâncare, pentru medicamente, pentru îmbrăcăminte, încălțăminte? V-aș întreba de câți ani de zile nu prea v-ați mai înnoit așa, știți? Da, de mai mulți ani. Mai purtăm de la copii, mai... Asta este o problemă veche și noi nici nu ne mai gândim la așa ceva. Dumneavoastră, cum împărțiți salariul ăsta ca să îl donăm parlamentarilor, iar ei să-l împartă exact cum le spuneți dumneavoastră? Nu știu dacă s-ar uita măcar. Sau n-ar avea răbdare, nu, doamna Ilie? N-ar avea răbdare, nu? Pentru că nu are ce să facă cu puținii bani ai noștri. Dar este... Mai avem un telespectator, doamna Ilie, după care continuăm discuția. Bună seara, ne auziți? Alo, bună seara, doamnă. Bună seara, doamnă, vă ascultăm. Numele meu este Zilaie, sunt din Telorman. Bună seara, Telorman. Bună seara, doamnă. Da. Sunt și eu tot la fel în cadrul personalului nedidactic, lucrez de 18 ani la grădiniță. Eu lucrez cu jumătate de normă și ca fochis, jumătate ca îngrijitor. Este strigător la cer cum noi, personalul nedidactic, suntem... de dimineață până seara, adică de dimineață de la 6, focul, copii, referitor la salarii. Nu se poate, este inadmisibil ca noi să fim plătiți atât de prost. Și noi am făcut școală și noi avem cursuri și noi am avut copii la facultate care au terminat decent o facultate și au primit educație bună. Și mă întreb, liderii noștri de sindicat, care tot timpul nu am nimic, pentru cadre se zbat, pentru cadre tot timpul au ceva de, se zbat așa, parcă mai cu forță. Nouă, când ni s-a dat această ocazie, ne amăgesc, ne spun, stați să vedeți, stați să vedem, încotro. Nimic nu-i concret, nimic nu-i sigur. Exact cum ați spus și mai înainte, despre parlamentari, domnii parlamentari, senatori, femeile dumneavoastră care fac curat în Senat, în Parlament, tot așa trăiesc cu 1700 de lei pe lună? Doamnă, dar parlamentarii din Telorman, până la momentul ăsta, s-au implicat în vreun fel în toate acțiunile pe care nu, le-ați, doamnă, derulat, nu, la nivelul județului? Nu. Tot timpul s-au făcut promisiuni, am tot spus... Noi am zis, eu lucrez cu jumătate de normă, am zis, nu se poate, a zis, personalul nedidactic nu are dreptul să lucreze mai mult de o normă. Dar de muncit, muncim cât doi, doamnă, și normă la grădini și la centrală. Doamna, și cum faceți față cheltuielilor? Cum vă descurcați cu jumătate foarte de normă greu, în condițiile în care toate sunt foarte scumpe în ziua de azi? Foarte greu, doamnă, ni se spune, aceasta e legislația, aceasta sunt normele, sunt vechi, dar concret, pentru noi, cine vreodată sau când vreodată vom avem puțin ieșire la pensie, ne va asculta și ne vor susține și pe noi cineva, oamenii de jos, care au nevoie de noi, au nevoie și de copii la grădi, au nevoie să facem și focul, au nevoie să fim acolo pe baricade și susține și pe dânsul. Știți că la semnătură toată lumea suntem prezenți, dar la drepturi nu. Doamna, eu am alături de mine pe doamna Ilie. Mai are foarte puțin până când va ieși la pensie. Doamna lucrează cu normă întreagă, însă vă întreb pe dumneavoastră dacă v-ați gândit pe viitor cu jumătate de normă cam la ce pensie, cam cu ce pensie veți ieși? Cred că nici 10.000, nici 1.000 de lei. Nici cu pensia socială, exact cum spunea și doamna Ilie. Da. Păi doamna, mai plătiți sunt cei din ajutor social. Cei de la ajutor social sunt nu mai plătiți și nu muncesc, nu fac nimic. Decât stau cu mâna întinsă și li se dă. Aveți dreptate, doamnă. Total de acord cu dumneavoastră. Eu am spus, dacă aș avea o putere și dacă aș fi în locul altora, în funcții cheie, aș lua ajutorul social de la puturosul, de la 416, și l-aș da către pensionarul nostru, bunicii noștri, către persoanele cu dizabilități și către oamenii ăștia, așa,
situația dumneavoastră, da? Îngrijitoare. Fac pentru ei, dar fac pentru ei, dar facem și pentru noi oamenii care muncim. Dați-ne și nouă ce muncim, dați-ne dreptul nostru, că nu este... Se fac măriri. Unde se fac măriri, doamnă? Pe hârtie, unde se fac măriri? Și de ce personalul nedidactic, didacticul poate avea o normă jumătate, două? Personalul nedidactic, de ce nu poate fi plătit mai mult de o normă și... Să știți că am avut intervenție înaintea dumneavoastră cu Vrancea, cu liderul de sindicat de la Vrancea. Există posibilitatea ca pe 14 februarie să nu primiți salariul, pentru că sunt anumite probleme. Tot timpul au fost, doamnă, probleme. Pentru noi tot timpul nu s-au găsit bani, pentru noi tot timpul nu au fost, nu au fost, că nu s-au găsit, s-au terminat la noi bani. Doamnă, eu vă mulțumesc pentru intervenție, vă mulțumesc că sunteți alături de noi, mulțumim Teleorman, urmăriți-ne în continuare pentru că de fiecare dată atunci când sunt probleme din teritoriu, așteptăm mesajele voastre, așteptăm telefoanele voastre, întrebări și nemulțumiri. Pentru asta suntem aici. Vă mulțumim, doamnă, mulțumim, multă sănătate. Să ne ascultați și să ne ajutați. Doamnă, noi încercăm de ceva timp să aducem în atenția celor care au puterea de a decide soarta românilor cam ceea ce se întâmplă în teritoriu și cam cum funcționează lucrurile. Nu-i chiar așa totul pe roz cum se vede de la centru. Da, păi nu se vede, doamnă, nici 10%. Doamnă, vă mulțumim pentru intervenție, multă sănătate, multă sănătate. Iată, am fost și cu Teleormanul în direct în această seară, doamnelor. Doamna Ilie, ați văzut colega dumneavoastră. Cu ce? Da, nici cu pensia socială nu o să ies, nu ne bagă nimeni în seamă, nu ne măresc salariile. Este foarte adevărat, pentru că nu este același lucru o îngrijitoare din școală, din liceu, cu o îngrijitoare din grădinițe și creșe. Este total diferit. Copiii sunt mici, au nevoie de ajutor, trebuie să-i schimbăm, trebuie să-i îmbrăcăm, îi ajutăm la baie, la masă, peste tot. Peste tot noi îi însoțim. Alături de doamnele educatoare, dacă ne solicită, noi trebuie să fim acolo și să îi dăm părinților în starea în care i-au adus. În deci regulă, răspunderea totul trebuie să fie. Este foarte mare. Eu așa o văd. Sunt Domnul copii profesor, și cu probleme. Ar mai trebui câteva sporuri pentru îngrijitori, nu? Da, da. Spuneam mai devreme că în ceea ce privește GPP-urile, îngrijitorii au multe alte responsabilități față de cei care sunt în școli sau în grădințe cu program normal. Așa este. Și copiii de acolo creează o legătură apropiată cu doamnele îngrijitoare. Păi le transmitem parlamentarilor așa să mai înființeze. Poate au un copil la GPP-ul să mai înființeze câteva sporuri pentru doamnele îngrijitoare, doamnele bucătărese. Exact cum spunea doamna, și cei de la Parlament au doamne îngrijitoare, acolo fac curățenie, fac mâncare, de ce nu se gândesc la noi? Și la salariul lor, cât au îngrijitoarele de acolo. Doamna profesor, 14 februarie, da? Posibil să nu le intre salariu oamenilor. Da. Este posibil, v-am spus mai devreme de ce. Situația este... strigătoare la cer, ca să spun așa, sunt lucruri care pot fi prevăzute dinainte, lucruri făcute dinainte, sunt termene care expiră și pe care le știi, să iei măsuri astfel încât să existe o continuitate măcar în livrarea acelui salariu așa cum este la timp. Auziți voucherele alea să mai dau? Voucherele de vacanță? Da. S-au cu dat ce o încălzește pe doamna Ilie? Cu ce vă încălzește voucherul ăsta de vacanță în condițiile în care aveți un salariu de 1500 sau 1700, voucherul are o valoare de 1450 impozabil. De lei. Bun. Da. Ai plecat în concediu cu 1450, plătești cazarea și cam atât, cred. Da? Dar cât de mult vă ajută voucherul ăsta? Ne ducem ăsta? Până la Monteoru. Și ne-am întors, nu? Da. Doamna Ilie, n-ar fi fost mai bine? Pentru că colegii de ale dumneavoastră spunea, domnule, de ce nu modifică legislația? Să ne dea banii cash, da? Da. 1450 de lei, că nu mi-ar de mie de plecat în vacanță, în concediu, cu un salariu de 1500 de lei. Da. Nu? Ei motivează că stimulează turismul. Păi și pe exact. Ei cu ce îi stimulează? Nu? Exact. Și prețurile sunt foarte ridicate. Da, și unde te-ai duce? Una e să te duci să iei ceva dintr-o alimentară și una e să te duci să iei... Sunt colegi de ale dumneavoastră, colegi de ale dumneavoastră care... Deși au voucherul respectiv, nu au plecat. Și nu se duc, da.
Pentru că nu au bani oamenii. Da. Bun, și nu le-ar prinde mai bine decontarea acelui voucher, acel bani să-i vină în buzunar omului? Nu depinde de noi. Doamna profesor, ați luat în calcul și această variantă, mergem și cu asta pe tavă, la guvern, la unde mai mergem, la prefect, la subprefect, la cine ne-o mai duce? Sincer să fiu, eu nu m-am gândit la această variantă și vă spuneam mai devreme de ce, pentru că atunci când au fost furnizate pentru prima dată și inițiat acest program, motivația aceasta a fost pentru ajutarea turismului românesc, pentru stimulare, pentru... Nu știu în ce măsură ne-ar asculta pe noi dacă am venit cu această propunere. Mai avem mesaje. De ce personalul nedidactic este plătit doar pentru suprafața de măturat? Restul, multe altele, nici nu intră în calcul. De ce la nedidactic nu se dă spor de toxicitate și de gălăgie? Lucrăm cu soluții care sunt toxice. Așa e. Da. Uniți ar trebui să fim la nivel de țară. Mulțumim pentru mesaje. Doamna Bărboi Liliana, doamna Valentina Groza și mulți, mulți alții. Nedidacticul din grădiniță încadrat ca îngrijitoare de clădiri, credeți că este corect? Îngrijitoare de clădiri. Ce poate însemna asta, doamna Ilie? Adică, probabil că nu sunt în grădinițe, sunt doar mătură, face curățenie și atât. Nu are în grijă copii, să înțeleg, nu știu dacă este exact. Așa. Deci este diferență, v-am zis, mare și noi când sporurile într-adevăr nu sunt luate și asta este o altă, nu ni s-a acordat, dar revendicare. În momentul când o colegă i s-a întâmplat ceva, este bolnavă, are problemă ceva, eu știu un deces, o bucurie în familie, pentru noi să știți că nu este binevenit deloc, pentru că noi trebuie să ne împărțim și sectoarele să fie acoperite. Da, avem perioada asta a virozelor, avem perioada gripei, avem N afecțiuni ale sezonului. Cum faceți față în perioada asta, doamna Ilie? Facem, trebuie să venim și dacă putem și dacă nu putem, că dacă nu venim, noi ne batem joc de noi între noi. Haideți să vă mai întreb una, triajul cine îl face la grădinița cu program prelungit dimineața, la prima oră, atunci, la ora 6, 6 jumate, când vine mama asistente. Cu copilul. Avem doamne asistente, da? Da. La școala de la Săboca avem asistentă? Nu. Avem psiholog? Nu avem cabinet medical, nu avem psiholog, avem un profesor de sprijin pentru copii cu cerințe educaționale speciale. Triajul face fiecare învățător, educator, primul profesor sau profesor care are prima oră, atunci când intră la clasă. Vorbim cu ei, întrebăm cum se simt, dacă e totul în regulă, dar vă dați seama, triajul ăsta, nu știu dacă pot să-i spun triaj, e mai degrabă o verificare a stărilor generale. Clar, da. Clar. Nu putem noi identifica simptome pentru a ne da seama dacă un copil ar trebui sau nu să intre în colectivitate în ziua respectivă. L-aș ruga pe colegul din regia de emisie dacă putem stabili legătura telefonică cu domnul Dobre de la Buzău, de la sindicat, să vedem dacă s-a terminat ședința și dacă are noutăți pentru personalul nedidactic, pentru cadrele didactice și dacă ne poate spune ceva de 14 februarie asta, nu-i Valentine's Day sau Day ce-o fi, da? Pentru unii, pentru alții. Pentru oameni este ziua de salariu, atunci când trebuie să mâncăm, atunci când trebuie să punem pe masă copiilor ce avem mai bun, atunci când trebuie să ne plătim facturile, atunci când trebuie să plătim utilitățile, băncile și ce-or mai fi. Deci 14 februarie asta înseamnă pentru oamenii normali la cap. Pentru că 14 februarie este și Valentine's Day, nu, doamna Ilie? Nu ne interesează pe noi, nu luăm în calcul. Săraci. Da. Da. Oricum, apropo de ce spuneați dumneavoastră mai devreme, să dea colegele din nedidactic salariu pe o lună unui parlamentar, eu aș propune să facă un schimb. Nu să cedeze doamnele bani și să nu primească nimic în schimb. Dar parlamentarii să intre în fibrilații, să-i avem pe conștiință. Să facă schimb de salarii. De futuraș, nu? Exact, să trăiască și colegele noastre precum parlamentari, să trăiască și parlamentarii. Până când educația... Vă spun eu, din salariul unui parlamentar, o doamnă îngrijitor, gen doamna Ilie, cu siguranță își va modifica multe prin casă, își va plăti datoriile cam pe vreun an, un an jumate, nu, doamna Ilie, din salarii și va trăi bine mersi câteva luni bune. Și parlamentarul la fel, că sunt convinsă că are resurse. Vă dați seama că și-au pus deoparte toți. Fiecare parte își face, știți? Se pare că am stabilit legătura telefonică cu domnul Dobre. Domnul Dobre nu răspunde, probabil se află încă în ședință.
Vom afla în cursul zilei de mâine răspuns de la București, vom vedea ce se întâmplă și ce se pare că am stabilit legătura cu domnul Dobre, ne-a contactat domnul Dobre. Toată lumea cere grevă generală. Mulți spun de ce au introdus hrana în salariu de bază. Ce spuneți despre un bărbat care este angajat muncitor 2, are suprafață de curățenie și este și fochist? Deci 3 într-unul pe un singur salariu. Mulțumim doamnelor pentru mesaje, pentru telefoane. Îl avem pe domnul Dobre de la Sindicatul din Învățământ, filiala Buzău. Bună seara, domnul Dobre! Bună seara! Domnule Dobre, alături de mine se află colegele dumneavoastră, doamna profesor Pruteanu și doamna îngrijitoare Ilie de la grădinița cu program prelungit numărul 8 din Buzău. Domnule Dobre, haide să vedem ce noutăți aveți pentru noi acum, pentru că am fost contactați în această seară și din Telorman, domnule Dobre. Avem mesaje din toată țara pentru sindicate, pentru parlamentari, pentru cei care ne decid soarta la momentul ăsta. Ce noutăți avem? Își iau oamenii banii pe 14 februarie sau nu, domnule Dobre? Și ce ar trebui să se mai întâmple în următoarea perioadă pentru ca noi și noi cei din presă să realizăm emisiuni, însă sub altă formă, da? Am rezolvat problemele, dăm oamenilor banii, s-a rezolvat cu totul. Da, din nefericire nu am o veste prea bună. Ministerul și de această dată a înțeles că prioritare sunt alte lucruri și nu salariații din sistemul de învățământ. Nu e destul că guvernanții ne tratează cu dispreț, în sensul în care se știe ce salarii sunt în învățământ și mai ales pentru persoane didactice care sunt venit lenete. Da, se pare că un contract ce s-a încheiat cu mult timp în urmă s-a încheiat abia săptămâna trecută și din aceste motive s-ar putea ca pe data de 14-10, când este zi de salariu, oamenii să nu știu, pentru că acest contract cu firma care gestionează acel program de salarizare, programul EduSal, nu a avut timp să-l facă mai repede pentru că contractul a fost semnat târziu. Da, cum se întâmplă la noi de obicei? Păi atunci să plătească firma salariile angajaților și să plătească penalizări firma. Ministerul trebuie să plătească. Ministerul firma, nu mai contează. Care pe primul plan își pune cu totul și cu tot, sau prioritățile sunt altele și în niciun caz salariații din învățământ. Domnule Dobre, l-am avut și pe domnul Ionescu de la Vrancea în seara asta. Singura soluție viabilă, spune dumnealui, ar fi întreruperea activității personalului nedidactic, cadrelor didactice, auxiliar și înghețarea pentru o anumită perioadă de timp a orelor de curs. Da, sigur, este o măsură extremă, ultima măsură la care am gândit să apelăm, dar se pare că suntem obligați să ajungem acolo pentru că cel puțin pentru o parte din telespectatorii dumneavoastră și dumneavoastră, nu cred că trebuie să mai amintim de cât timp suntem cu aceste nemulțumiri pe masa guvernului și de cât timp disprețul lor, așa cum am spus, se manifestă prin ignoranță totală. Domnule Dobre, mă gândeam că în această seară veniți cu vești favorabile oamenilor, da? Cu răspunsuri și cu un suflu așa de bine, da? Pozitiv în seara asta, însă vă simt foarte supărat și nemulțumit și revoltat în același timp. Cum să nu, în momentul în care ai promisiuni ferme din partea cui? Din partea primului ministru al României, cel puțin pentru o parte din solicitările noastre și în mod special pentru nedidactic, ori la nici o lună și jumătate de la discuții, pur și simplu te tratează cu indiferență, nu se mai prezintă, nu mai răspunde apelurilor format pe care le fac liderii sindicali. Mai mult decât atât, își trimit la discuții niște oameni care nu au putere de decizie și niște oameni care vin și doar iau la cunoștință din nou ceea ce tu ai transmis de atâta vreme. Niște oameni pe care cu siguranță data viitoare când veți mai merge și veți picheta la guvern, nu
veți mai da de ei, pentru că îi schimbă de la o săptămână la alta. Nu au continuitate, da. Domnule Dobre. Și oricum, v-am mai spus-o eu și altă dată, dacă ai pune în funcții cheie oameni care au habar de domeniul ăla de activitate, cu siguranță s-ar rezolva ceva. Da, avem nevoie de înțelegere, avem nevoie de voință politică. Se pare că deocamdată nu o găsim, indiferent de canalele pe care acționăm, întrucât la toate discuțiile care s-au purtat, promisiunile s-au întrecut, dar atât. A rămas în stadiu de promisiune din partea tuturor. Domnule Dobre, vă mulțumim că a stat de vorbă cu noi în această seară, mulțumim pentru intervenție. Suntem urmăriți la momentul ăsta, domnule Dobre, și de județul Olt. Teleorman Olt, vedem aici, avem mesaje, jos pălăria pentru TV Buzău, vă urmărim și din Olt. Legea 153 din 2017 nu este o lege unitară, pentru că un salariu personal, nedidactic, îngrijitor, nu este egal cu unul similar din sănătate și la fel un salariu al unui contabil din învățământ nu este egal cu unul similar din guvern, de exemplu. Mulțumim pentru mesaje. Vorbim... Eu vă mulțumesc și vă felicit pentru această emisiune. Domnule Dobre, mulțumim încă o dată, vă mai așteptăm și sper să ne aduceți și vești bune. V-am pupat, o seară bună, numai bine! Mm. Iată, avem și de la doamna Ana Crăivan, avem și de la doamna Geta Zorilă și la doamna Mihaela Iliescu. Mulțumim foarte multe doamne din alte județe ale țării, doamna Lenuța Faur, felicitări doamnă pentru emisiune. Se vede că vreți mereu să ajutați nedidacticul, dar nu aude nimeni sau nu vor să audă. Suntem mereu lăsați pe ultimul loc. Mulțumim doamna Faur pentru că ne urmăriți. Bună seara, lucrez ca îngrijitoare la creșă, fac curățenie, avem grijă de copii și multe altele, dar funcția este îngrijitoare. Venituri 1990 după 39 de ani vechime. Doamna Maricica Zanfir. Iată, doamna profesor. După da, 39 de ani de muncă vechi. Este o valoare foarte mică. Ceea ce se întâmplă ca și răspuns din partea guvernanților este o sfidare. Cred că problema este și la reacția pe care o avem noi. Adică dacă în fața acestei sfidări noi răspundem cu resemnare, este clar că avem credibilitate zero altădată. Adică trebuie la un moment dat să ne unim, trebuie la un moment dat să arătăm că suntem o forță, suntem foarte mulți în țară, în sistemul acesta de învățământ. Trebuie să ne unim și să le arătăm că suntem o forță și că educația trebuie să fie o prioritate națională. Stăteam și mă gândeam că am auzit sintagma asta de atâtea ori. Da. Cred că ar trebui să devină ambiția personală a cuiva. Eu m-am săturat de România educată, doamna profesor. Da, asta da, e altă poveste. Da. Ne-ar mai trebui vreo săptămână. Ne tot amenință de ani de zile cu România educată. Mulțumim Iași, mulțumim Suceava, pentru că am primit mesaje de la dumneavoastră, doamna Valentina Groza de la Suceava, doamna Iuliana Amățesei de la Iași, domnul Nelu Man din Argeș, iată, avem din toate județele țării alături de noi telespectatorii, mulțumim, însă ne apropiem de finalul acestei emisiuni, cu siguranță nu vom uita acest subiect, această problemă, o vom aborda de câte ori va fi nevoie și când vom avea ocazia, vom avea alături de noi chiar și parlamentari. Și cu siguranță se va întâmpla în cel mai scurt timp să avem alături de noi și parlamentari, parlamentari din Buzău, din Vrancea, pentru că trebuie rezolvată și această problemă, nu doar în educație, în toate domeniile de activitate. Vedem ce se întâmplă la momentul ăsta în întreaga țară. Doamnelor, am ajuns la finalul acestei emisiuni. Doamna Ilie, vă mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc că ați avut curajul să veniți alături de noi în studio la TV Buzău. Mă gândeam că nu veți fi învoită de doamna director, însă doamna director a fost înțelegătoare în această seară. Îi mulțumim doamnei director de la grădinița cu program prelungit numărul 8 din Buzău, pentru că este alături de oameni. Oamenii care muncesc acolo pentru copii, pentru cadrele didactice. Mulțumim, doamna profesor. Mulțumesc. V-ați alăturat demersurilor noastre în această seară. Mulțumim că ne-ați adus la cunoștință câte puțin din toate și că sunteți alături de acești oameni, însă aveți mâinile legate la momentul ăsta, pentru că legea și hotărârea nu este la dumneavoastră, ci la decidenții noștri, da? Mai sus, vorbim de faptul că cei de la guvernare ar trebui să-și plece privirea către
oamenii buni la toate, cum le spune, oamenii noștri care duc greul. Care duc greul, da? Așa este. Mulțumesc încă o dată, doamna mulțumim. Profesor, mulțumesc, mulțumim. Doamna Ilie, multă mulțumesc sănătate și eu, să ieșiți și dumneavoastră. Să ieșiți la pensie. Să dea Domnul. Sănătoasă, să Doamne aveți o pensie ajută. Lungă și să ne mai vedem aici și în alte condiții, mai bune, zic eu. Doamne ajută. Să dea Domnul să ne vedem cu bine, doamnelor și domnilor. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și în această seară. Rămâneți aproape de programele noastre, de știrile noastre, de emisiunile noastre. Urmează colegul Adrian Bâscă, nu ratați emisiunea din această seară, pentru că ne mai destindem așa puțin când urmărim emisiunea colegului Adrian Bâscă. Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră, încercați să fiți buni. Încercați, nu știu, să găsiți soluții atunci când se poate, să ajutați, pentru că vedem ce se întâmplă la nivelul întregii țări. Ne revedem mâine seară. Mâine seară încercăm să ne vedem cu oameni buni, cu oameni care încearcă să ajute și persoanele cu dizabilități. Și avem centru de zi pentru adulții cu dizabilități de la Buzău. Mâine seară vom discuta exact cu doamna director de la Direcția de Asistență Socială din Primăria Buzău, dar și cu doamna Neagu de la un ONG care se ocupă cu acești copii, tineri, adulți ai noștri cu dizabilități. Mâine seară ne revedem tot aici la ora 17. Mulțumim încă o dată pentru mesajele primite, pentru telefoanele din întreaga țară. Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră, numai bine. La revedere!